Bună ziua tuturor! Cred că ăștia sunt toți doritorii care, într-adevăr, luptă cu corupția în Moldova. Se vede cât de tare lumea dorește, într-adevăr, lupta cu corupția în țara asta. Nu putem da vina pe nimic, că avem așa țară săracă, cu cel mai mare cimitir din Europa și așa prețuri mari la imobile. Deci, nu de mult chiar am văzut un lot de pământ de 2 milioane de euro, unde a fost vila cândva la Brejnev, cândva rezidența. Adică nu vine să cred că avem așa prețuri mari la pământuri, dar oamenii, să zicem așa, mor de foame. Noi suntem reprezentanții Laica Geosystems în Moldova. Este o companie elvețiană care este distribuitor de echipamente pentru geodezie, topografie și cadastru. Și noi venim cu inițiativa de a, într-adevăr, de a moderniza. Chiar astăzi am auzit domnul Plahotniuc vorbea la televizor despre modernizarea statului sau despre, chiar să ne aducem aminte, de 3 ani urmă a fost semnată chiar declarația în Parlament privind modernizarea și stabilitatea țării. Acest lucru nu se întâmplă din motivul că noi topografii, inginerii care într-un stat de drept ar trebui să fie bazată pe ingineri, pe toți ingineri, constructori, arhitecți, toți inginerii din toate domeniile și medicină. Dar noi topografii ne-am dovedit a lucra pe planșă din anii 45. Vă arăt și ca să nu vorbesc mult, am să vă arăt chiar și modalitatea. Acolo era naștacica. Naștacica s-a dovedit a fi instrumentul unui topograf Chișinău, inginer topograf Chișinău. Deci ca să vadă, am venit ca să vadă toată lumea ce fel de modernizare avem noi în Moldova. Stai, lăsă acolo. Chiar acum, colegul o să-mi arate... Și este, precis este acolo. Colegul o să-mi arate acum cel mai interesant instrument care... Da, este. Da. El era aici totuși. Unde? Prevenirea și combaterea corupției. Documente internaționale. UNDP Moldova. Și aici am găsit naștacica. Deci, în teren, ca să înțelegeți, se măsoară prin tehnologii ultramoderne, cu precizia coordonatelor până la centimetru, prin satelit, GLONASS, și nu numai, este și sistema Galileo chineză și europeană. Vreau să vă zic, să vă spun că noi topografii, inginerii și care reprezentăm mai departe și arhitecții, respectiv se fac proiecte ca să se construiască căsi multietajate, sky tower-uri, se folosesc chiar așa echipamente de mulți ani deja în Moldova. Dar, până la urmă, suntem obligați de primăria municipiului Chișinău să depunem eto în așa modalitate, adică se desenează în AutoCAD și după asta suntem obligați pe snipurile lor rusești din anii 1983 să chiar deschide roxatul Renidac între timp, ca să arătăm ce s-a făcut până acum la primărie. Și suntem obligați, adică este o modalitate de a preda aceste lucrări pentru a obține autorizarea și avizarea acestei lucrări, ștampila aceea magică pătrată, care domnul Nagorniac Constantin acum este șeful serviciului geodezico-geologic. Vă aduc la cunoștință că Moldova nu produce nici specialiști în geologie, adică toți care au rămas acum sunt de pe anii sovietici și specialist cu licență, cu diplomă. Adică licența o pot obține oricare, adică vă dați seama. Dar cu diplomă de geolog în Moldova nu există așa ceva. Adică ca să ai așa specialist. Și vă dați, vedeți sigur în locurile amenajate unde au fost păduri pe vremea sovietică. Nu degeaba au fost amenajate aceste păduri. Chiar mina din mina Chișinău. La fel, ea se află sub supraveghere geodezică, dar eu am avut posibilitatea să discut cu acest Mark Schader, inginer geodez la fel, și el lucrează pentru o modalitate încă învechită și nu urmărește în timp, că nu se duc lucrări ingineriești de a menține, adică în timp se duc lucrări de supraveghere a minii, se pun reperi speciali pentru a
putea supraveghea în timp aceste construcții. Și cu părere de rău, ne-am dovedit a fi că deasupra la această mină, chiar la... Ați văzut cazul cu Moldova Agroinbank, când s-a deteriorat acel mal, când s-a... Vă spun și din ce cauză, pentru că s-a economisit pe geologie. Nu s-au făcut lucrările de inginerie normale, cum trebuie făcute. Că trebuiau făcute și jos, în mine. Înțelegeți cum va influența structura și greutatea acestei construcții pe mina subterană. Adică, eu de mulți ani de zile strig, vorbesc, nimeni, cred că acum ne aude deja cineva, vă mulțumim pentru asta și clienții noștri, noi n-am venit să ne facem nouă reclamă, noi deja avem reclamă cu, am lucrat la șantierii europene, chiar la noi în Moldova, cu Millennium Challenge, SADE, EGIS, noi n-am venit pentru asta, am venit să luptăm cu, am găsit noi specialiștii în domeniu. Olga este și arhitect împreună cu soțul. Alexandru Știrbu este designer de profesie, dar care a reușit să, aici în Moldova să facă pentru DreamWorks, pentru Hollywood, face design, el sigur o să vă spună. Adică, prin lucrările lui, adică noi suntem o asociație obștească care punem accentul pe moldoveni. Nu ne interesează, noi nu avem apartenență politică, nu ne interesează absolut politica și tot dezastru care îl vedem în fiecare zi la televizor. Și mă indignează faptul că nu în Consiliul Municipal Chișinău, când am făcut a trecută prezentare la acest Consiliu Municipal, nu se invită ingineri, specialiști în domeniu, chiar nu zic de noi, dar oricare alții din domeniu să fie invitați la acest Consiliu când se iau decizii legate de atribuiri de terenuri pentru construcții sau în zone geologic active sau părerea noastră nimeni nu ne-o cere. Noi ne indignează și la urmă noi suntem obligați încă tot de ei să lucrăm pe semne plașă, care duc niște erori extraordinari. Eu vă chiar vă arăt cum se face asta. Deci năjdașca s-a dovedit a fi arma topografului în secolul 21, anul 2017, pe planșul Rășănești din 1945. Și atât în așa mod, de exemplu, s-a făcut lucrarea în teren folosind așa echipamente. Noi trebuie să roadim pe urmă comunicații, trebuie să roadim și pe urmă să duc niște erori extraordinare la arhitect. Erorile astea se transmit la arhitecți, respectiv arhitectul face un proiect. Folosind și geologia, care știți și dumneavoastră cum se fac la noi geologii, că nici nu există licența există, dar nu există așa specialist de geolog, nu există, pentru că ei sunt, au rămas cei care sunt pe cale de dispariție. Adică nu ai nici cum contesta într-o instanță de judecată, nu poți face o expertiză geologică normală ca să poți acționa în judecată ori în altă instanță. Deci îmi exprim indignarea și mare dezamăgire că s-a ajuns la așa ceva și de mulți ani de zile și eu vă spun personal. Eu am deja două dosare penale inventate pe numele meu personal. Ni se încearcă să ne strice reputația din octombrie 2015 când am deteriorat anexa neautorizată de la primărie. Deci cum primăria municipiului Chișinău, așa structură deosebită, exemplară pentru toți cetățenii noștri care lucrează, care ne reprezintă pe cetățeni, s-a dovedit a fi, pe lângă faptul ăsta care vă l-am arătat, încă s-a dovedit să aibă o anexă neautorizată, sub ea trec rețele inginerești, apeduct sub Dacia. Ea inginerii nu există pe harta orașului Chișinău, acea anexă. Deci proprietarul anexei celec, eu am restabilit-o, sunt eu. Pentru că eu am facturi care am restabilit acea anexă. Demnitarul a fost demisionat din funcție, dar eu până acum încă am dosarul penal și nici domnul Buliga Dumitru, avocat care a mers contra la toată sistema asta judecătorească, care, dacă ați auzit cu cazul, cu 10.000 de euro pentru taxa de licență de avocat, nici el nu mă poate ajuta să rezolv problema asta, dosarul penal. Atunci cine mă oprește pe mine ca eu să nu spun tot adevărul care de mulți ani de zile se petrece și în primărie, adică cineva se folosește de protestele noastre și prin sistema, tot sistema lor, își instalează alt, cum se spune, candidat la pobedă. Acum domnul Nagorniac, Sergei, care este șeful Institutului Ingeocad, l-a angajat, prin cunoștințele lui, pe feciorul lui,
Nagornea Constantin. Deci Anticorupția a făcut un reportaj, chiar poți să vă-l arăt, pe acest caz. Chiar acum vă-l arăt. Сергей Нагорняк, если директор ИС Индиока Динамо 2002. Менеджер а вот он салари лунар де 53.000 де лей, де 560% mai mare decât în 2014. Când a fost remunerat cu câte 33.000 de lei 500 pe lună. Ori pe soare, nu știu. Necunoscută pentru majoritatea cetățenilor, Indiocat este, potrivit site-ului Indiocat, este lider în Republica Moldova în domeniul activității geodezice, geologice, topografice și cartografice. Acum, prin instalarea feciorului său, prin cumătrism, da, iarăși, pe Iacovlev l-au demisionat și l-au pus pe Nagorneac, pe feciorul, tot din aceeași sistemă. Asta, iarăși cu promisiuni. Deci, cineva se folosește doar de protestele noastre și nimica nu fac. Adică, nici nu am cuvinte cum să vă redau cât de tare am ajuns la o situație când deja profesia mea care îmi plăcea de mulți ani de zile pentru asta și lucrez, care îmi place și în teren și primesc plăcere, chiar că ne apreciază și la nivel internațional, avem și recomandări. Am ajuns că să-mi urăsc profesia, din cauza că să vă spun așa cum este, din cauza la niște nenorociți de ăștia. Eu port răspundere pentru cuvintele mele, pentru că la fel și asta e o reacție de răspuns la acțiunile lor care ne le fac ei mie personal. De ce eu, sau ne acțiunile lor, adică la fel același lucru, nimic nu se schimbă. De ce eu reprezint această asociație obștească a tinerilor specialiști care într-adevăr au realizat, fiind aici în Moldova, au realizat ceva pentru țară. Și la fel ca și mine au fost sugrumați, adică impuși în degradați, adică că stai deoparte sau nu vorbi prea mult. Sau, la fel același lucru pot să spun despre Stella Ixaru, despre Elena Gligor, care a reușit să facă pentru, lucrând la Agroinbank, la Moldova Agroinbank, a reușit pentru Moldova, nimeni nu a filmat asta, nimeni nu știe de asta, dar ea a reușit prima pentru Moldova să obțină gold card. Ea, prin numele ei, prin cunoștințele ei, a reușit asta să facă. Și mă indignează faptul de ce acești oameni, bine, poate ea nu vrea ca să spun, dar eu vreau pur și simplu să spun asta în fața camerei, pentru că, într-adevăr, ea merită asta. Revenim la prevenirea și combaterea corupției, documente internaționale. Nici nu vreau să citesc. Sincer să vă zic, sunt foarte... Nu pot să zic că sunt dezamăgit, pentru că eu personal nu pot să dau vină. Eu în mine caut problemă, caut vină în mine. Ce am făcut eu pentru a schimba ceva la mine în țară sau când am fost în America. Nu zic, am colaborare și cu ăștia și cu ăștia. La noi se duce o politică pro-românească, unioniști și pro-rusească. Permanent se sfădesc, se bat și la urmă nimeni, adică am o impresie că intenționat se face asta, lucrurile astea, pentru a fi haos, pentru a se fura mulți bani. Și de ce eu vreau să vă spun un exemplu real de corupție care s-a întâmplat cu mine personal. Legat de domnul Ghilaș, șeful Agenției Relații Funciare și Cadastru, deci italianul milionar se numește Insalaco Eduardo. Deci vă spun cum are loc așa schemă de corupție. El a fost cu mine cunoscut chiar cu mașina mea, adică mergeam, i-am arătat Meleștiu Mici, i-am arătat Moldova, am fost și pe la Orheiul Vechi. Adică eu permanent îmi exprim stima față de viitorii clienți sau chiar de clienți. Adică câteodată putem să stăm și chiar la gitară să cântăm la oficiu. Nu e vorba în asta. E vorba că el a fost cu mine în discuții până la momentul, până a ajuns la domnul Ghilaș Anatolie. Din acel moment, schema, adică s-a repartizat. Sau prin catedra, iarăși revenim la domnul Iacovlev, care feciorul lui era lector la catedra de geodezie, cadastru și construcții. Acolo în genie e o schemă totală, deci o schemă de corupție prin facultatea de geodezie, Agenția Relației Funciare și Cadastru
Și acest om, Isalacu Eduard, la care el este tatăl, dar feciorul lui este la Bruxelles la o funcție foarte înaltă. Iată, în așa mod, banii care se dau, se alocă pentru drumuri sau se alocă pentru alte scopuri, reconstrucție de spitale, spre exemplu, nu ajung să fie nici lucrările calitativ făcute și nici banii, până la urmă, nu sunt. Adică ei ne-au evitat pe noi, într-un mod oarecare, pentru că noi am propus servicii mai scumpe, mai de calitate, dar au lucrat cu studenți care la practică, deci studenții cei au fost amăgiți. Și au fost pur și simplu, deci nu se interesa, nu se punea accentul pe calitate. Când vorbesc cu cei de la Strabag, vineau la noi pe urmă să ne întrebe, băi, dar cum să facem, cum să rezolvăm, că suntem ingineri, hai să hotărâm. A venit chiar domnul de la Strabag, cum să rezolvăm problema asta, că am o topografie în față, că nu pot să înțeleg în ea. Poți să mă ajuți cumva? Te ajutăm, dar noi gratis nu lucrăm. Nu există așa ceva. Și iarăși, respectiv, permanent în toate structurile astea există scheme care... De aceea eu și vreau să... Eu personal când am fost în Italia, de exemplu, acum, nu de mult, în Veneția, pe mine nu m-a întâlnit nimeni la aeroport, nu m-a stimat. Adică moldovanul nostru este tratat ca un... Cum să spun, Sașa? Ca un... Cu un rang mai... Cu mult mai jos. Adică moldovenii noștri, noi suntem tratați în Europa sau în orice... Țara alta a lumii, parcă suntem chiar și în Rusie, la fel, poftim? Da, parcă suntem de sortul numărul 2. Dar asta nu e adevărat, pentru că și la noi există, eu i-am expus încă nu toți, eu pot încă să vă mai spun mulți oameni care au făcut bine țări. La fel a fost și cu Business Gate-ul proiectul ăsta, au fost și din italieni, sunt și acolo, ca în orice națiune, sunt oameni normali, care au venit să investească. Din banii lor au venit să facă proiectul ăsta, știți, ca un business gate, ca o legătură, ca o puncte de legătură. Și până la urmă proiectul ăsta, iarăși, nu vreau să spun din ce cauză, a fost oprit. Deci, mafia Italia lucrează non grata aici, deci de mulți ani de zile. Nu mi-e frică să zic asta, pentru că lor trebuie să le fie frică de cetățeni care au muncit și au credite și au investit anume în așa echipamente care costă peste 20.000 de euro. Nu întâmplător le-am adus aici să le vedeți. Pentru că anume așa se poate demoderniza, anume așa poți presta servicii de calitate pentru beneficiar, anume așa îți poți reprezenta țara. Am făcut și un site bun pentru ca clientul să-ți vadă fața ta și ce lucrări. Toți mă întrebau din duminică, noi am fost o firmă care ne-am deschis pe... Când pe piață erau peste 100 de firme de geodezie care lucrau într-o relație de corupție cu Iacovlev, cu Nagorniak, și de mulți ani de zile, da, Sovietski Союз, то есть на них очень хорошо повлиял. То есть, ну, как говорится. Sorry, că și în rusă, pentru că eu nu fac diferență. Mine mă interesează schimbul de nivel de trai. Asta mai mult mă interesează. Și omenie, factorul omenesc, și nu numai inginer, dar trebuie să mai fii și om și de a-ți putea reprezenta țara la... De a-ți vrea să-ți reprezinți. Că nu poți să dai vină toată ziua la televizor că e ca să luptă cu corupția, că așa e ca așa au făcut. Dar tu ce ai făcut? De la asta trebuie de început. Dumneavoastră, personal, ce ai făcut? Tu ce ai făcut? Asta e ideea. Trenul de la Chișinău până la Dundușeni în secolul 21 merge în 10 ore, 200 de kilometri. Noi în ce secol trăim? Lucrăm de planș. Și eu când aud, sincer, vă zic că aud asta la televizor de modernizare, nu că ne greață, eu pur și simplu, eu spun direct, eu niciodată n-am putut să tolerez așa ceva. Nu ni se strică, adică, ni se pierde interesul față de profesia noastră care noi am investit întâns atâția bani. Pentru ce? A, dar trebuie. Înseamnă că revenim la teodolite T2P care erau și începem cu compasul, iarăși, cum se făcea asta de 15 ani în urmă. Ca să corespundem acestor planșe din anii 45. Și că aceștia domni toți care au, poftim, eu mă bazez pe surse, deci aceștia domni, Nagorniak și Ghilaș, că Jurnal TV, anticorupție, au făcut o sumedenie de reportaje pe câte vile. Vila lui Ghilaș nu este înregistrată la cadastru. Vilele, una, el nu are una, el are una acolo, una, nu mă interesează, nu mă uit cât are, niciodată nu m-a interesat asta cât are. M-a interesat ce a făcut. Și ce a făcut? Și a făcut legislație pentru a-și proteja interesurile, scopurile, cele care vi le-am povestit de corupție. Doar asta a făcut. Dar rezultatul final îl vedeți și acum în ziua de azi.
Deci eu aș fi vrut să-l rog pe Alexandru, dacă el poate să ne... Noi am făcut această, fix așa, conferință am făcut la Consiliul Municipal Chișinău. Foarte greu, ne-au acceptat. Asta a fost un an în urmă, de când noi strigăm. Dacă poți să pui video acela, doi cu... Deci ca să vă... Eu nu vreau nu vreau să dau vină pe cineva. De exemplu, acum este vorba de consilierul municipal de la care ridică granturi de la Bruxelles, de Vecislav Bulat, care îl vedem la televizor, foarte frumos vorbește, inteligent, tot respectul. Eu i-am zis că putem să ne întâlnim, să stăm de vorbă. V-am zis, trebuie cu inginerii, dacă nu știți lucruri în teren, mai bine sfătuiți-vă înainte de a lua ceva, ca să fie, dacă faci odată, da faci ca lumea, ori nu faci deloc. Poți să pui tu rog? Da, eu o să fac o mică introducere. Noi cu Slavic am început să colaborăm când el avea nevoie de un design interior. Eu lucrez în două companii, una se ocupă de design interior și alta se ocupă de animații și jocuri și de aplicații. Deci, pentru Slavic am făcut design interior la oficiu și așa că printre altele, el a văzut și se ocupă, cu ce mă ocup eu și în a doua companie, asta e aplicații. Și din discuție a venit ideea de a îmbina deci direcția tehnică cu cea electronică, să spun, adică de a dezvolta o aplicație pentru arhitecți, ingineri, topografi și nu numai. Deci eu am să vă arăt un demo, adică o video înscriere care am făcut-o cu această aplicație. Așa. Deci, sau tot s-a născut din nevoie, așa asta am vrut să spun, s-a născut din nevoie, din experiența noastră, că ne intersectăm și cu arhitecții și cu geologii, care... așa s-a născut softul ăsta. Deci, asta e o aplicație care poate fi instalată pe orice, practic, device, planșet sau telefon mobil. În cazul dat e pe un telefon mobil, dar poate fi instalată chiar pe orice device cu care ar lucra, de exemplu, un arhitect sau un inginer. Deci, în cazul dat, noi avem o porțiune reală din Chișinău, aici e strada Bulgar, intersecție cu Ștefan cel Mare. Dată aici se vede pretura, așa. Deci noi putem să navigăm liber în acest spațiu, putem să vedem, putem să zoomăm, să apropiem. Deci avem împărțit în mai multe straturi. Primul strat e deci cuprinde toate construcțiile. Aici noi putem să vedem cum a fost săpat, adică cum a fost pus fundamentul. Așa. Deci pe a doilea strat noi avem însuși stratul geologic, unde noi putem, dacă noi îl facem transparent, deci toate straturile pot fi făcute transparente. Dacă noi le facem transparente, noi deja putem să vedem rețelele subterane. Toate rețelele subterane, inclusiv care includ absolut toate rețelele. Adică nu numai gaz, apă, introduc și... Toate. Da, absolut toate. În cazul, da. Deci, chiar și rețelele inginerești pot fi făcute cu efect semi-transparent. Așa. Noi putem să le selectăm, să le punem care dorim. Deci, vrem să vedem doar clădirile, dorim să vedem doar rețelele inginerești, le vedem. Am spus marcajele rutiere, tot. Da, deci noi am străduit să imităm la maximum situația actuală în porțiunea aceea. Dar, în ideal, deci noi cu Slavic am început să colaborăm pentru că el are un utilaj foarte modern și ar putea aduce legături care ar duce la noi am putea scana această porțiune de teren. Și nu numai această porțiune, dar se vorbește de tot Chișinău, Moldova. O să vorbim mai târziu ce situația avem pe Google Earth. Da. În cazul dat, noi am imitat, am modelat, am texturat, adică am imitat scanarea, să spun așa.
Dar în varianta ideală ar fi să fie scanat porțiunea și introdusă, și optimizată pentru aplicația dată. Așa, noi am păstrat desenele tehnice. Deci, noi vedem că, practic, desenul tehnic este suprapus cu versiunea 3D de această porțiune. Deci, noi putem să vedem desenul tehnic, să-l mărim, să vedem cotele, să vedem rețelele iarăși. Adică, practic, desenul tehnic clasic, așa cum îl vedem în AutoCAD. Deci pot să mai dau pe Alexandru și ceva. Deci, iată, numai în așa mod s-ar putea de rezolvat corupția din primărie și de a aduce imaginea țării și pe Google Earth. Dacă poți spui, Leica, pe gasul, să arătăm metoda de la... Ce propune Leica Geosystems pentru... Eu cuș numai să-i adaug. Pentru a face acest soft, adică s-ar putea și rețelele underground, adică cele care sunt, le-ați văzut când fiecare zis în săpături este pe drum. Din ce cauză? Pentru că nu se duce o gestionare normală, adică o reproiectare ca lumea. Ei din tâi construiesc drumul și pe urmă să aduc aminte că, da, într-adevăr, poate trebuia cu rețele inginerești să mă gândesc. Deci, special, se arată politic, iarăși, că se arată că... este termen și trebuie să facem ceva și după aceea probabil că vedem mai departe câți bani mai vin sau cât timp mai întindem șantierul ca să facem ceva. Deci în așa mod, adică este o modalitate și imaginea țării, respectiv pe Google Earth dacă apare Moldova. De ce Moldova nu are dreptul să apară pe Google Earth? Pentru ca turistul din Spania să vadă și el unde vine la odihnă. Noi am găsit tururi... Slavă, că aștept, dă-i o spăc legătură între asta. O secundă, da, dă-ți spun, te rog. De exemplu, turistul din Spania liber ar vrea să vină în Moldova să vadă bunkerul ăsta de la Olișcani, că este ceva unical. Sau pe strada Matieviș sunt niște tuneluri de pe vremea lui Stalin. Sub state holding, clădirea asta sau sub ambasadele astea. Spate de făcut cum nemții fac, chiar și la lagărurile astea de concentrare. Ei fac și acolo bani s-au învățat să fac. De ce noi, moldovenii, nu putem asta să facem ca să vină banii la noi în țară? Trebuie să îmblăm cu cerutul permanent la Bruxelles, să întindem mâna, hai dați-ne, vă rog, ceva. Am scris și la Edelweiss, măcar ceva ajutor, măcar cineva, poate... Unicii sponsori care avem, ca să ne înțelegeți, Coffee to Go de la Parcul Afgan. Și încă un băiat care e o firmă de construcții care o să ne plătească conferința asta de astăzi. Așa de tare vă interesează lupta cu corupția în Moldova? Sorry, scuzați că... Ok, eu am vrut să fac legătură între aplicația asta și... Cum se numește? Deci aplicația, noi acum o numim, de exemplu, Chișinău Tehnic, da? De exemplu, Tech City. Dar denumirea... E una conceptuală, adică noi am pus denumirea în dependență de funcționalitatea aplicației. Eu aș vrea să spun, adică cum aplicația asta ar putea face legătură între arhitecți, ingineri și toți oamenii care lucrează și nu mai lucrează, dar și privesc teritoriul Republicii Moldova. Deci, de exemplu, versiunea pentru arhitecți și ingineri, pentru că ar fi două versiuni, una pentru turiști, alta pentru ingineri și arhitecți. Deci, de exemplu, un proiectant sau un arhitect care lucrează ar putea, cred, deja am vedea pe urmă cum organizăm asta, dar ar putea să încarce în această aplicație proiectul său. Dacă este aprobat, el intră deja în bază de date și noi deja avem o porțiune în plus. Acum avem doar o mică bucată. Dacă să ne uităm mai pe larg, să ne uităm la tot Chișinău sau să luăm Chișinău, arhitecții care ar lucra și ar încărca în bază de date, noi am avea deja o mapă întreagă de clădiri, cu rețele, cu... Deci cu... orice cetățean o să poată participa la procesul... Orice specialist. Nu, stai, orice cetățean care are dreptul ăsta ar putea participa la procesul de încadrare unei construcții în arhitectura orașului Chișinău. Pentru că până acum noi nu știam... De exemplu, cu ambasada Franței, când s-a construit clădirea chiar alături, că ambasadorul chiar foarte tare s-a supărat pe chestia asta. Păi noi, în loc să estimăm pe străinii care vor să ne ajute, sau chiar vor să ne ajute, unii chiar vor să ne ajute. Sincer, nu sunt toți, adică, cu scopuri de corupție, dar sunt și oameni. Dar asta ar
ar putea, de exemplu, și același pompier ar putea veni la fața locului și ar deschide doar telefonul mobil și aplicația asta și ar vedea toate rețelele subterane acolo, ar analiza într-o secundă situația. Aceeași ambulanță ar putea, ambulanța dacă o chem de la Rășcanovca, ea vine tocmai din centru de acolo, când ar putea să vină la, de exemplu, la Alecursul, la Carmanov, ar putea să vină în 2-3 minute. Eu chiar de multe ori am observat chestia și nu ți acordă nimeni niciun ajutor, nu vor să-și ia răspunderea nimeni. Exact ca cum în capitaliștii cum fac în Italia, nimeni, toți suntem să-și ia răspunderea, omul poate să moară acolo, nimeni nu vrea să-l ajute. Pentru că și când vine ambulanța, până ce nu a îndeplinit blancheta asta magică, doar după asta începe să-i acorde ajutor. Păi noi așa Europa vrem, însă și europenii sunt nesatisfăcuți de Uniunea Europeană. Eu am vorbit cu mulți acum italieni, am vorbit chiar conducător de tren, un simplu cetățean care el a spus că Doamne, destrăma odată Uniunea asta europeană, că mult mai bine trăiam cu Franci și cu tot asta. Dar a noștri tot strigă că vor în Uniunea Europeană. A ăștia strigă cu... Păi, dar la noi, la cetățenii simpli, cineva se gândește la nivelul nostru de trai. În Moldova, așa o țară mică, avem cel mai mare cimitir din Europa. De 25 de ani de independență încoace. Și aia, uitați-vă câți oameni, într-adevăr, vor chiar să schimbe ceva, uitați-vă câți... Mersi! Ești ok, ne întoarcem înapoi la aplicație. Sorry, dacă... Așa e temperamentul, sunt cam emoțional. Deci, având toată baza asta de date, cu toate clădirile și cu toate rețelele, asta ar fi versiune pentru persoanele autorizate care ar lucra cu aplicația asta. Dar noi ne gândim și la altă versiune, de exemplu, cea turistică sau care o are Google Earth. Deci, acum vreau să vă arăt ce are România. Putem să luăm nu numai decât România, România era mai aproape. Deci, noi putem să vedem toate clădirile în 3D. Practic, asta e efectul la scanare. Asta e, nu e așa cum am făcut noi aplicația, pentru că noi nu am avut resurse să scanăm porțiunea. Dar sperăm cu... Tot e modelare și aici. Aici e optimizare. Da. Deci noi putem să vedem practic tot Bucureștiul în 3D. Aplicația ar permite să avem fix așa vedere, doar cu adaos de tehnici, adică rețelele inginerești, așa cum am arătat în aplicație. Versiunea turistică ar conține clădirile astea în 3D. Deci, în cazul dat, ar fi o atracție pentru turiști care ar putea să vadă locurile Moldovei, pentru că ele sunt locuri frumoase care ar trebui arătate. Ex-Soviet Union Tour. Ceva, într-adevăr, sunt lucruri foarte interesante, nedescoperite. Și lumea ar fi interesant să știe de ei. Explicați-mi, vă rog, pașii, cum poate fi utilizată această aplicație? Ok, deci, mai întâi de toate, aplicația acum e la un nivel foarte conceptual. Noi avem o aplicație funcțională, dar oricum toate funcțiile încă nu au fost introduse. Dar ca concept, noi deja am spus că, de exemplu, avem o bază de date unde se păstrează toată informația asta. Nu, absolut deloc. Poze tot pot să fie încărcate doar în versiunea posibil turistică. În versiunea, să-i spun așa, profesională, unde lucrează specialiștii, se încarcă desenele tehnice cu care lucrează arhitecții și inginerii. Posibil, deja poți să vă povestească mai mult arhitecții. Se încarcă 3D modelele care se fac, se încarcă toate rețelele, iarăși în desen, în 3D. Se încarcă poate și, dacă să avem posibilitatea, și structurile interne, pentru că acum am vorbit doar de exterior și rețele. Dar dacă vorbim și de structuri, de exemplu, structuri metalice sau structuri în beton, atunci tot am putea să le arătăm. Practic, se include modelul virtual la porțiunea, da, la o porțiune anume cu funcții tehnice, adică pentru arhitect și ingineri.
Este o bază de date unde se încarcă tot asta și ea e disponibilă de pe orice telefon mobil chiar, planșet, pentru orice arhitect sau inginer licențiat normal. Adică nu poate o persoană care nu are licență să intre să acceseze datele astea, de exemplu. Doar o mică precizare aș vrea să fac. Dacă într-adevăr domnul Plahotniuc, fundația domnului Plahotniuc, Edelweiss, care de două ori am scris deja și așteptăm un an și jumătate, așteptăm încă răspunsurile, într-adevăr vrea să schimbe imaginea țării și vrea într-adevăr să cetățenii acestei țări și le pasă de acești cetățeni, ar putea măcar cu puținul să ne ajute, dacă nu poate cu mai multul. Adică chiar vom fi... Deci noi am venit într-un mod diplomatic să vorbim. Astăzi ne-am bazat pe anticorupție, pe surse reale, adică ceea ce deja este publicat. Doar că am venit cu diplomatic și respectuos să căutăm sponsori să ne ajute, pentru că asta chiar ar schimba radical. Deci știți cum era la... Cum acum am văzut logo-ul la platforma, da, de exemplu. Nu schimbăm sistema, dar vă schimbăm pe voi. Nu e corect din punct de vedere, nici psihologic, pentru că trebuie să schimbăm sistema și restul. Noi, așa de tare este mare dorința de cineva să devină primar, sau așa de tare vor lumea să... Că uită într-adevăr lucruri reale care s-ar putea de făcut și ele sunt... permanent este ieșire din orice situație. Nu există... Și iată, chiar Alexandru vă arată acum Moldova la, pe Google Earth. Poftim. După ce încarcă, se creează o bază de date. Următorul pas, ce pas? Server, la primărie digitală, da? Păi ei se încarcă pe servere. Baza de date o să fie pe servere. Și ele se accesează de pe fiecare persoană care vrea să acceseze, accesează prin aplicația asta. Respectiv, selectează porțiunea îi apare, descarcă modelul 3D sau desenele tehnice și lucrează. Le corectează sau le modifică, ele se trimit. Este un grup de oameni, o comisie care analizează informația asta. Dacă e ok, îi dă unde verde să fie încărcat pe server. Și respectiv, informația asta corectată e disponibilă pentru toți deja specialiștii. Deci la primărie rămâne vreo 8 oameni, 80 oameni care programiști, care pur și simplu ar colecta datele brute de la ingineri, de la arhitecți. Și apropo, aplicația asta noastră, ideea asta este unicală în lume. Nimeni nu a făcut, adică în străinătate sunt Apă Canal, de exemplu, are a ei ingineri care lucrează strict pe rețele. Dar asta i-a unit pe toți împreună, pentru că unul cu altul, adică sunt într-o strânsă legătură, adică toți lucrează pentru a obține o construcție. Și noi nu avem în Moldova încă un Sky Tower de asta, o construcție, adică ceva care să atragă turiștii, spre exemplu. Asta ar dezvolta mult, adică ar veni și italienii în Moldova dacă ar avea cu ce, ar putea și este așa posibilitate. Vreau să, doar o secundă să vă arăt video ăsta de la prezentarea noastră de la Consiliul Municipal Chișinău. Dă-te rog o secundă. Uitați-vă cum a reacționat administrația publică locală la prezentarea noastră, vă rog. Asta în plină sală cu partenerii noștri de la HIR.com, care au venit să vorbească și despre marcaje rutiere, să schimb de experiență, să ne ajute să vorbim. Poftim, ascultați. Dar cu audio nu știu cum o să fie. Nu, clip. Și între timp chiar vreau să spun asta, adică noi inginerii topometriști avem bani de a investi în așa ceva, adică am vândut aici, da? Mașinile, am vândut, adică stând în credit am avut posibilitatea să facem asta, dar chiar alții... Domnul Ion Cioban, consilier municipal Chișină, pe seremia, acel care permanent strigă în gură mare că vrea să devină primar. Mai ieșit în sală. Reacție. Dumneavoastră ați prezentat produsul și de acum primăria va administra așa cum este primit, da? Așa.
Costului dumneavoastră pur și simplu propuneți un produs. Da, și carta. Înseamnă că costul produsului. Eu cred că noi trebuie să ne mulțumim acestor tineri care au venit aici la Consiliul Municipal să ne prezinte acest proiect. Îi pare rău că dumneavoastră apelați la insulte în adresa autorităților și a noastră ca și Consiliu, pentru că ceea ce ați prezentat pe plan și asta, într-adevăr, a rămas în anul 64. Și dacă dumneavoastră folosiți acest material, atunci ați rămas dumneavoastră în urmă în anul 64. Dacă uitați niște experiențe care sunt în Consiliul Municipal, o să observați că este planul urbanistic general a municipiului. Observați, vă rog, planul urbanistic general. Sunt puse în variantă electronică și nu trebuie nimic deja cu așa planșă pe care dumneavoastră le reprezentați. Mai mult decât atât, verificați vă rog ce se întâmplă pe Geoportal. Verificați vă rog ce se întâmplă pe e-urbanistul și pe info. O sumidim de informații este deja catalogată și inclusă în variantă electronică. Mai mult decât atât, Guvernul de mult a aprobat concepția sistemului electronic informațional prin care va fi un registru al rețelelor tehnico-utilitare. Și apropo, un secret pentru dumneavoastră, nu oricine poate să aibă acces la infrastructura pe care ne-ați prezentat-o. Pentru că orice bun poate să sară la rețelele de gazificare și să facă orice prostii. Accesul la toate chestiile astea se face... Deci, e vorba de nebuni sau de oameni sănătoși, că nu știu dacă ei sunt sănătoși, dacă vorbesc așa, afirmații. Pentru că dacă personal la Durlești, cunosc un obiectiv, unde omul a lipsit vreo 2-3 ani acolo, adică a plecat peste hotare să-și facă și el un ban. Și când a venit pe lotul lui, pe mijlocul lotului lui, sunt rețele aeriene de gazoducte, vedeți-le. Apeducte au apărut. Alt lot tot la adică la linia de între Durlești și Trușeni. Am venit să-i facem transpunere în natură, stăicau, da? Să-i arătăm hotarele lotului, țărușii, transpune ca să-și facă omul hotarele. Are plan geometric de la Durlești, de exemplu, și peste 5 minute de când am început noi să lucrăm, mai vine încă un domn cu un jeep, cu o mașină de teren și zice, dar ce căutați pe lotul ăsta dacă eu am fix așa coordonate geografice, fix pe același lot. Și într-adevăr ne-am suprapus, adică dreptul de înregistrare, adică i s-a înregistrat dreptul de proprietate la doi beneficiari pe aceleași coordonate. Cum registratorul a înregistrat așa două bunuri imobile, pentru că eu nu știu până la urmă ce s-a terminat, că eu știu că topoarele se bată deja, noi ne-am dus că avem echipamente scumpe, nu putem sta acolo. Chiar nu de mult, că cu Olga iarăși am fost la unul din așa obiective, când oamenii se judecă ani de zile din cauza la toată sistema asta cadastrală, care ea nu are nicio... Deci 20 de ani se cheltuie bani pentru avocați, pentru leacuri și la urmă să te judeci pentru nimic, asta cu morile de vânt, într-adevăr, drept a zis domnul Gheorghe Gonță. Sincer, așa și este. Mai bine cedezi la tine, mă, n-ați tot ca să rezolvi, altfel nu rezolvi, nu ai nicio șansă. Pur și simplu noi nu știm cum să-i liniștim pe oameni, că într-adevăr să ajung la depresie, ajung să bată cu topoare. Noi de multe ori venim cu poliția la așa expertize judiciare. Dezastru total. Deci, cred că aplicația permite de a lucra fără plan și în general de la prin e-mail să-ți trimit toate lucrările. De a lucra doar la primărie. Electronic. Este server, bază de date și am uitat să vă spun de un lucru. Toată sistema asta satelitară, moldovenească, Moldpost se numește, care la șeful, iarăși revenim la domnul Nagorniac, este venită dintr-un grant norvegian, pe gratis, pentru Moldova. Dar dumnealui, în fiecare an, adică pe lună, că acum am fi la oră, da, noi suntem taxați câte 1000-2000 de lei pe lună, depinde de abonament. Deci revine câte 12.000 de lei pe an. Laboratorul lor meteorologic, de asemenea de la NGOCAT, nu este recunoscut nicăieri mondial, pentru că nu corespunde niciunui normativ. A rămas de vreme sovietică, ca să înțelegeți. Fiecare inginer, fiecare firmă de inginerie plătește doar pentru hârtiuța asta, meteorologie, da? Plătește 8.000 de lei. Eu plătesc personal 8.000 de lei pentru așa echipament. Pentru ce? Mi se pune întrebare, eu plătesc. Dacă eu chiar touchscreen am o întrebare. Bun, eu sunt reprezentant LEC, eu rezolv. Dar eu chiar am venit într-o zi cu întrebarea asta. Touchscreen-ul meu nu lucrează. Mă ajutați cu ceva?
Și până la urmă, noi suntem nebuni, da? Ok. Sorry. Care e cerința dumneavoastră? Este ceva unical, de unicat, adică, da? Și îndemnăm sponsorii, Google Earth chiar să ne audă, să ne ajute în promovarea acestui soft, pentru că e făcut de moldoveni. De experiența noastră, nu numai mea, de experiența la toți colegii, adică toți, ca să înțeleg, doar lumea să teme, să vedeți că nu vrea să vină, să expună. Pentru că mâine, poi mâine, n-a să-i primească chiar și Nagorneac lucrările, înțelegeți? Ia că de ce nici n-au venit. Și nici n-au... Ieri m-am întâlnit cu dânsii, nu mă decât am să venim, nu mă decât, chiar pot să vă arăt pe mesaj. Și aplicația e la etapa de concept. Da, asta e un proiect pilot. Proiect pilot făcut anume... Pe chestia asta. Asta, într-adevăr, rezolvă chestia cu corupția. Asta rezolvă și cum ar fi primărie digitală, adică și persoanele n-ar fi nevoite, nici cum și noi, inginerii, să nu mai venim la primărie asta. N-am nicio plăcere să văd clădirea asta cu care nu este atâta negativă acolo și atâta energie negativă că de ani de zile cât se sfădește lumea degeaba. Că până la urmă, ca să suni, tu nu ai pe cineva acolo la Consiliul la secția linii roșii sau la APZ, arhitecturno-proiectivne zadanie, de exemplu. Când omul vrea să-și tragă un apeduct. Vai, așa mar de capul meu. Prin câte trebuie să ducă la ghișeu să depună atâtea proceduri birocratice ca să-și tragă apa asta. Acum un beneficiar de meu a venit de la întovărășirea pe micul Vieru. A zis că, am plătit ca la proiectant cu Chișinău gaz, relația, da? Vrea să-și tragă gaz. Deci el a plătit, ca să înțelegi, 13.000 de lei și asta doar la etapa proiectării. Și a venit la mine în birou când ne-a spus asta și a tras linia asta, da? Că acum, asta trebuie să fac un proiectant. Și a tras linia de unde vrea el, adică punctul de racordare până la dânsul acasă și a tras-o el cu mâna lui personală și a tras. Deci nu vor să-și iei răspundere, dar folosesc doar ștampilele, da? Să fie ștampilă undeva ca să-i dai bani, înțelegeți? Băi, dar și voi după asta puneți flagurile Uniunii, eu nu am nimic cu Uniunea Europeană, eu vreau, am colaborare și, nu e o problemă. Doar dacă ar fi asta eficient și ar lucra, nici justiție nu avem pe stăt locul ăsta, USAID. Am scris și la USAID, apropo, așteptăm să facem și acolo o prezentare, că la TechWell era altă direcție, pur și simplu legat de IT. Dar se vede că la IT nu mergem, poate ne aude cineva de la USAID care chiar vrea să ajute țara Moldova. Mi-ar fi plăcut să discut cu cineva din oamenii cei de poate de mai sus ne aude cineva. Haideți împreună să ne gândim. Pentru asta și sunt inginerii, sunt ingenioși, sunt împreună putem, ca arhitecți, suntem tineri, hai să facem ceva acasă. Nini s-a spus după protestul meu din primărie că trebuie să părăsesc urgent țara. Asta e comportamentul țării față de tineri care au investit atâtea credite și atâtea datorii față de a presta servicii de calitate și noi să fim tratați în asemenea mod. Nu vă supăra, de la mine organismul lucrează invers. Eu anume de ceea ce ne fric, eu anume acolo și merg. Și în cap la mine permanent stă ce am făcut eu, adică mă simt ca un fel de primar, da? Eu nu pretind la funcție, Doamne ferește. Eu mă simt, adică, în sensul ăsta că să vă explic, ce am făcut eu astăzi pentru a... Că nu ajung primar, când eu am zis că noi nici nu avem apartenență politică și politica laică nu are așa. Adică ea trebuie să distribuie echipamente, să softuri să facă. Adică asta e politica. Doar asta. Da, vă rog frumos, doar o minută dacă puteți să ne mai dați, că încă un consilier municipal a zis doar o frază. Vreau să o auziți. Te rog frumos, așa. De eu știu unde... Tot acolo, tot același video. Tot același video. Da, încă, lasă-l puțin. Te rog. Pentru anumite persoane, cu anumite statuturi. Deci, eu am înțeles pe acest proiect, eu cred că nu trebuie să continuați negocierile cu primărie, pentru că este un lucru bun. Dar totodată, să știți, este un material deja foarte bun, pregătit și bine pregătit. Dar deci, în primul rând, dar vă rog, de atenție, cum știu că eu vreau să... Deci până la urmă, reprezentantul de la HIR care s-a cheltuit să vină, nici n-am mai spus că nu au auzit pe Hezbollah, nici n-am mai vrut să vorbească. Tot aveam Bosch, nu am vrut să mai vorbească. Ce faci cu proprietatea pe oameni și ce faci cu obiectivul de la vieții, care sunt nici tot toți vieții, în măricinile Chișinău. Nu vreau mai cum i-a dus să se întrebune... Obiective strategice, vedeți-le, moldovari. Moscova! Италия,
Am văzut digurile, mă, am fost în Italia, că este socot de cabaraje care de importanță națională pentru Italia. Aceste obiecte le socot strategice. Dar ele sunt pe Google, chiar acum Sașa poate să vedea. Le vezi chiar, Google poate și oră, adică de pe satelit și oră poate să vadă. Deci pe lângă faptul că și așa de pe satelit, pe noi, în fiecare zi, tot să știe despre noi, când auzi asemenea aberații că Parlamentul sau alte edificii sunt puncte strategice care nu se poate nici ca cum de scanat sau de fotografiat sau de făcut modelare, adică street view-uri, da? Cum așa e posibil? Dacă asta este la București, v-l-a arătat acum, Alexandru, este și la Moscova, este făcut. Dar Moldova, ce e o gaură aici, adică o gaură de a spăla banii doar și gata sau... Scuzați-mă, dar... Ok. Mulțumim, vă mulțumim foarte frumos, cred că v-am reținut deja. Vă mulțumim.